se gândească la somn și să vină cu propuneri. Și întotdeauna, când întâlnirile cu domnul Acrimician sunt o sărbătoare. Și astăzi este o sărbătoare chiar deosebită. 90 de ani. Este o artă să ai la 90 de ani optimism și este o artă la 90 de ani să te bucuri de natură, de viață și să te bucuri de întâlnire cu colegii Domnul Acrimician, noi am analizat distincțiile care dumneavoastră le-ați primit. Practic, aș spune, aproape toate distincțiile de stat, aproape. Și, practic, toate distincțiile Academiei, aproape. Și am depistat că mai este o medalie care dumneavoastră nu o aveți. Este vorba de medalie Nicolae Milescu Spătaru. Și eu o să dau citire deciziei Prezidiului Academiei de Știință al Moldovei. Medalie Nicolae Milescu Spătaru se conferă cursul Academician, consultant științific la Institutul de Ecologie și Geografie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru realizări științifice deosebite în activitatea de cercetare și pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare în domeniile pedologiei și geografiei pe parcursul a 70 de ani. Precum și cu prilejul frumoasei aniversări de 90 de ani. Doamna Crimician, la mulți ani cu sănătate! Și primite! Îmi permiteți să vă prind această medalie frumoasă pe care dumneavoastră o meritați cu deplin. Sănătate. Și onorată asistență, vă mulțumim, doamna Crimician. Da, și toate atributele de pomenire. Da. Și acum, așa am înțeles că o să fie un PowerPoint, da, doamna Crimician? El derulează. A, el derulează. Atunci mergem mai departe. Mergem mai departe, da. Deci, un mesaj de salut vine domnul Academician Teodor Furtunui, prim vicepreședinte de onoare al Academiei de Știință al Moldovei. Andrei Fiodorici, dragoi, adică spun că eu mânt vorbe înainte de vorbe. Da. Mulțumat, domnule Academician Andrei Ursu, mulțumați domni și mulțumați colegi. Eu, ca și cei care în cursul, e clar că se află într-o stare stresogenă, determinată de faptul suntem noi în stare să apreciem la justă valoare această personalitate.
socială, fiindcă acănicianul Ursu este o personalitate de mare semnificație pentru, nu numai pentru țara noastră, fiindcă dumnealui rezultatele activității științifice prin monografiile care au fost tipărite, prin activitatea dumnealui de director de institut specializat de pedologie și agrochimie, director a asociației Fertilitatea, academician coordonator, și prin activitatea sa socială, într-adevăr, a devenit o persoană cu care știința se mândrește. Mărturisesc așa ceva, fiindcă eu sunt cel care îl cunosc pe academicianul Ursu de la universitate și până în prezent. Întotdeauna s-a prin seriozitatea dumnealui față de tot ce se întâmplă, de profunda sa apreciere a unor sau altor factori sau rezultate, obiectivitate extraordinară și capacități, calități omenești, fii sigur că această persoană niciodată nu o să te tradeze, nu o să-ți facă ceva care să te cât de cât indispună. Adică am avut încă și onoarea să activăm în perioada activității dumnealui în Academie, tot timpul, fiindcă dumnealui timp de 20 de ani a fost academician coordonator a secției noastre, și încă am avut onoarea să fim undeva aproape cu fazendele. Adică ne cunoaștem și în afara științei, dacă mai țineți minte. Da. Andrei Fiodorici, într-adevăr, este imposibil să vă caracterizăm ca ceea ce meritați dumneavoastră, ca să conștientizați că lumea științifică care activează și cunoaște ceea ce ați realizat dumneavoastră într-un timp retras este imposibil. Dar eu credeam că încă am destulă energie care merită, tot este îmi dă posibilitatea să vorbesc și fără. Prin ce s-a manifestat academicianul concret în știință? Andrei Fiodorici a realizat tot ce a fost posibil grație cunoștințelor profunde, intelectului, creativității și capacităților de a analiza ceea ce trebuie să realizeze. A avut norocul să-l cunoască pe academicianul Dimo încă din studenție. De părinți de la țară,
ca toți părinții de la țară, ce doresc ca copiii lor? Să devină medici. Fiindcă prezic părinții că timpul va fi și trebuie cineva să aibă grijă de mine, de părinți. Și părinții, mai ales mămica, ca să devină doctor. Și ca orice copil care ascultător, a dat documentele la Universitatea, la Institutul de Medicină. A fost primit, a început studiile, dar fiind copil a unui poștalion cu care îmbla din sat în sat și trăind în lângă Codru, în Strășeni, e clar că s-a confruntat, dar cu cea mai mare bogăție de care dispune țara noastră sunt solurile. Solurile este cea mai mare bogăție acestei țări. Și a îndrăgit solurile. A început să învețe cât a învățat, trece la Universitatea de Stat. Și a avut norocul că tamân atunci se reîntorsese academicianul Dimo, care a apreciat faptul că un student, vreau zic, pleacă de la medicină și vine să studieze solurile Moldovei. Și clar că numai prin acest fapt l-a predispus pe academicianul Dimo față de dumnealui. A fost să termine universitatea în 53. Se crease nu de mult Institutul Dimo, datorită lui Dimo, e clar, a fondat Institutul de Fitologie și Agrochimie. Și e clar că l-a invitat pe Andrei la acest institut. Și dumnealui de acum s-a legat soarta sa cu acest institut mult, aproape trei pătrimi din viața dumnealui. A trecut toate etapele a unui colaborator, a unui om de știință, laborant, arhilaborant, un sătrudnic, inferior, îmi cer scuze că încă, da, mă gândesc încă în limba rusă. Da. Și a devenit secretar științific, a devenit director adjunct, dar cu capacitățile dumnealui de a analiza rezultatele științifice și nu prea a găsit limba comună cu fostul unui director. Dacă vă duceți aminte. Și pe urmă a devenit director acestui institut, unde de fapt a elaborat principiile, bazele științifice și baza activității acestui institut, care și astăzi se folosește de ceea ce a fost elaborat de către că dumnealui, clar, de la bun început, a înțeles că țara are nevoie de o analiză profundă a solurilor țării, dacă noi vrem să le utilizăm științific și eficient.
Și datorită acestui institut, ei ca pionierat au început să elaboreze așa numită raionare geografică a solurilor Moldovei. Și de prima dată a fost editată monografie, adică raionarea solurilor Moldovei. Un lucru extraordinar, fiindcă trebuie să știi componența solurilor ca să o clasifici, să raionezi. Adică studii colosale de după volum și după profunzime. Carte care a fost foarte înalt apreciată în fosta Uniunii Sovietică. Pe urmă, trebuia raionarea, pregătirea hărților. Raionare fără hărți imposibilă. Și au închipuit toate hărți care rămân în istorie. Adică trebuie o atitudine extraordinară, obiectivă, că azi ai scris și mâine ștergi, dar acolo nu ai să ștergi. Și a ajuns până la ceea că a elaborat metodă de elaborare digitală a hărților. Dar printre toate cele ce aș eu îți dător să menționez, vreau să menționez așa numită Pocive Moldaviei în trei volume. O lucrare fundamentală către care se adresează și peste 100 de ani a se adresează la această carte. Fiindcă vremea trece, tot e în dinamică, totul se schimbă și ca să știm care e dinamica și care e evoluția, o să trebuiască să apeleze la aceste cărți. Cine a avut posibilitatea să vadă că nu numai cărțile acestea care au fost apreciate cu premiul de stat, deși apreciate numai la noi, dar și peste hotare, vreau să subliniez o creat un muzeu a solurilor Moldovei. Un lucru extraordinar, clasificarea lor și așa mai departe. Nu știam în ce stare să găsești acest muzeu, dar în timpul său asta era o mândrie acestui institut, acest muzeu. Dumnealui, grație profunde și analizei profunde, a elaborat o nouă teorie, un nou concept referitor la clasificarea solurilor, o nouă clasificare originală. La așa ceva, de a prevedea o nouă clasificare, eu cred că nu fiecare își poate lua răspunderea. Mulți stimați colegi, activând de acum în Academie, ca academician coordonator, dumnealui și-a adus aportul său în dezvoltarea, în principiu, științei biologice în țară.
Vreau să subliniez că dumnealui am avut noroc de el, că era cădincean coordonator, fiindcă îndeplinea funcție de cădincean coordonator alți academicieni. Dar eu, fiind de eu eram nemulțumit de ceea ce se rezolvă în Academie și vreau zic, referitor la știință, mie îmi spunea, hai taci, taci, n-am să hârstăreacă, taci, mai bine tăcut. Și printre altele, această tactică se manifestă și astăzi din partea unora. Hai să tăcem. Dar tăcerea a dus la ceea că noi nu avem Academie. Tăcerea a dus la ceea că vrăzică se expertizează proiectele științifice toate în țară și Academia nu participă. Academicienii nu participă și eu întreb, dar cine mai trebuie acești academicieni? De ce? Dacă nici nu participă la și cum apărăm noi? Demnitatea. Știința și onoarea Academiei să ne izoleze și noi stăm, știți, așa, într-o parte. Dumnealui nu a fost cel care stătea într-o parte, care spune, hai să mai așteptăm. Da. Și așteptăm de acolo ce am ajuns. Aici, Andrei Fiodorici, încă o dată și-a adus aportul său în ceea ce asta avem în știință biologică. Andrei Fiodorici, sunteți recunoscuți nu numai la noi în țară, sunteți recunoscuți și după țară, după hotarele țării, aveți multe aprecieri, medalia Williams, asta cea mai înaltă medalie a specialiștilor în pedologie. Sunteți cel care aveți grijă și de cei care au lucrat cu dumneavoastră. Chiar m-am mirat data trecută când în jurnalul nostru secției dumneavoastră ați prezentat. Auzi, domnul Cancean, m-am mirat că Andrei Fiodorici a scris amintirile sale despre două doamne care eu le cunosc, dar care nu erau, să zicem, profesoare de la universitate, profesoare sau răzică, dar persoane care, deși nu aveau poate gradele sau titlurile, dar erau personalități. Și dumnealui totuși a găsit posibilitatea, necesitatea să le prezinte, să rămâie ceva în istoria țării. Într-un cuvânt, Andrei Fiodorici, din tot sufletul vă felicit. Eu, cel care mă ocup sănătatea, ce trebuie eu să vă doresc afară de flori, ca să vă îmbunătățesc, să zâmbiți măcar o leacă, că tare mâhniți stați. Nu vă mâhniți, mâhnirea nu ajută nimic. Credeți-mi pe mine. Vă doresc sănătate, dar Andrei Fiodorici, sănătatea, toți care stau aici, nimeni nu apreciază la justa valoare ce înseamnă sănătatea. Ei nu conștientizează lumea contemporană că cea mai scump ce noi avem e sănătatea. Și noi dacă o pierdem, nu o mai restabilim. Și noi credem că Dumnezeu a dat-o, Dumnezeu ne-a dat cât ne-a dat atâta. Nu, domnilor.
trebuie de luptat pentru sănătate și dumneavoastră vă puteți lupta pentru sănătate. De lăsat bățul, hârja și cât de greu nu este de insistat să mergeți, să vă ocupați cât de cât cu activitate fizică dinamică. Să vă ocupați și mai departe cu activitate psihică activă și nu o să noi toți o să degradăm, toți, și fizic și psihic, dar dacă noi am cunoaște, lumea ar citi și ar face cunoștință cu să ocupă acest institut care eu îl prezint, eu vă sigur că în mare măsură s-ar stopa degradarea precoce. Dar așa a fost. Am prezentat dureri, am prezentat un volum de aceste noi direcții cu care eu mă ocup și au venit oamenii să mă sună și nu au citit nicio propoziție din carte. Deși cartea e pentru voi, pentru oamenii de rând. Nu. Noi nu citim. Să citiți, Andrei Fiodorici. Și o să vă țineți în tonus. Cele mai sincere ori de bine. Domnule Luceanul, vă mulțumim mult și vreau să mulțumesc că una din principalii pași care au fost sau care au constituit reforma a fost crearea Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare, care trebuie să organizeze concursurile de proiecte. Și acesta e primul examen al acestei structuri. Și vreau să vă atrag atenția că rezultatele noastre cunoașteți au fost publicate. Acum, ieri a fost ultima zi de, sau de cercetătorii care nu sunt mulțumiți au protestat. Și opinia generală este că această evaluare este foarte și foarte nereușită. Și desigur că în zilele următoare o să analizăm toate aspectele. Vreau să menționez că deja am primit o scrisoare în adresa Ministerului, în adresa Ministrului Cercetării, Educației, Culturii și Cercetării și în adresa Directorul General Adjunct al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare. Așa că, domnul academician, deci noi monitorizăm opinia imediat de expus-o, dacă urmează să ne expune. Pentru că, da, domnul academician, deci noi urmărim ce se face, pentru că eram deci ne se spunea că noi aici, la Academie, decidem tot, absolut, de la A până la Z. Și împărțim, și evaluăm, și astfel rezultatele, iată, este agenție care răspunde de organizarea concursului. Deci, și iată, acum noi analizăm rezultatele acestui examen, al primului pas al agenției, și ne vom expune. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule academician Andrei Fiodorici. Domnule academician Patriarhul Științei Solului, ne chemăm până la pământ astăzi, într-o zi de mare sărbătoare pentru comunitatea științei, 90 de ani acestui slăvit salar. Domnul președinte, ceea ce a spus dumneavoastră, doamna Cărucean Părdui, este o clară viziune că în rândurile noastre se află un om enciclopedie, un om cu cele mai profunde cunoștințe în domeniile solului, genezii solului și științelor aderente.
De la Oceanul Pacific până la Atlantic, dacă numărăm tot parcursul vieții, pe jos, cu mașina, pe jos, cu avionul, dacă Dumnezeu Ursul a trasat de câteva ori această imensă distanță, studiind Pământul nostru. Pământul, bogăția căruia, este stratul superficial care ne hrănește. Я бы очень хотел попросить извинения, но так как мне приходилось 8 лет отдубасить в Крыму, поработать в Крыму, на славном институте виноградарства виноделия и быть председателем Совета молодых ученых и специалистов, я тогда часто бывал в Никитском ботаническом саду. И здесь присутствует дочь академика Вурса, Татьяна Андреевна. Татьяна Андреевна, ваше место здесь, просим вас. Пожалуйста. Просим вас, пожалуйста. Уж извините, что у нас нет перевода. Но кое-какие мысли с румынского вам понятны. Да, садитесь, пожалуйста. И поздравления наши, Татьяна. Контролу НАТО на ассистенция. Да. НАТО заезжает с Рыжкин в медиу Славон, Сибурка, и Павел Греус, Сабыча Минди, Лима, Лима, НАТО ассистенция, так как культура, шпиритификация, али асленс, бини контурати, probleme, concepții, este rolul muncii profesorului Mihail Rapcea, Radu, doamnei membru corespondent Medelco, care, în baza rezultatelor obținute de Andrei Fulgăruș, publicate, expuse la diverse simpozii, noi astăzi avem o reușită. Noi abrasăm astăzi livezile și fiile pe expoziții, pe soluri, care corespund totalmente cerințelor, exigențelor. Și asta este cel mai mare rezultat pentru noi, pentru cultori și educatori, pe care academicianul cursul ne l-a adus, poftiți cu utilizația. Academicianul cursul este un patriarh al științei noastre. Nu se avădea de la subiect. Fie că l-am ascultat când m-am întors din Ialta la Universitatea de Stat, fie că l-am ascultat la Institutul de Științe Reale, aici rectorul, jos, prost, domnul profesor Jureu, rămâne asistență cu vârâțele căscate la Sfântai pe profesorul academician cursul. Nu mai găsești o altă manieră atât de reușită de a expune esența. Ne-am învățat, mulți ne-am învățat de la dumneavoastră, dar probabil că încă trebuie să învățăm. A spus academicianul Furtului că cele multe volume, orice volume, sunt niște cărți de căpătări. Fără dânsele astăzi n-ar putea un lector să pregătească o lecție cu materiale atât de profund studiate. Jubileul nostru este un umanist. Este un mare umanist. El niciodată n-a făcut observații că tu nu știi română, sau nu vorbești corect rusă, sau ar trebui să știi mai mult că engleză. El te ajută. Este cel mai, Mitrinu este cel mai mare cunoscător al folclorului autentic din perioada postbelică. Nu mai poți găsi versuri și melodii mai bogate și mai frumoase, mai atașate sufletului nostru românesc, decât cele pe care Andrei Fiodorovici nu odată le recita și exact, exact.
extraordinară, o bogăție colosală. N-aveți posibilitate să ne știți. Doamna cea, sigur că ar fi trebuit să citim. Sigur că ar fi trebuit să citim, da? În limitele vremii care ne le rogă, fără rată asistență. Eu când am mai încerc să îl distrez pe dragul nostru academician cu un bocal de vin. Și asta dată îmi zic, Andrei Fiorici, face să-l serviți, că e bun, ia uitați-vă, serviți vă rog. Academicianul serviește, ridică capul și spune, măi Boris, dar l-ar putea fi mai bun. El ar putea fi mai bun. Cunoaște, apreciază, din cruda copilărie a cultivat visalinie, a prelucrat pământul, au făcut vin cu părinții, l-au apreciat. Până la asistență, astăzi ne rămâne să spunem următoarele. Este o mare fericire să avem între rândurile noastre un academician la o vârstă onorată. Este o sărbătoare pentru noi toți. Și de aceea, din partea întregii comunități, Andrei Fiodorici, și noi vorbim ca și președintele și domnul academician Furgui. Rămâneți între noi mulți ani. Eu la 100 de ani am făcut cel mai bun vin. Astăzi, amin, astăzi, ia uitați-vă ce s-a tirajat. Șampania, ursul, Andrei Fiodorici, academician, academician. Este numai o capodopere care a adus medalii Cricovei Moldovei. Andrei Fiodorici, ia dumneavoastră, la 100 de ani o discuție, numai decât. Vă mulțumesc, la mulți ani. Doamne președinte, domnule consilier, și eu mă adresez înainte de a oferi cuvântul doamnei director al institutului, pentru că trebuie să mă urmă și comunicarea. Poate cineva dintre voastre dorește să ia cuvântul? Da, eu cred. Dar noi împreună. Domnule președinte al Academiei, domnule academician Ursu, dragul meu prieten. Mai întâi de toate îmi cer permisiunea dumneavoastră să vă aduc la cunoștință mesajul. Asta azi când nu l-am găsit. L-ai găsit? Da, gata, este. Mesajul care mi-a parvenit la telefon, de ce nu vi-l pot transmite în scris, cu următorul conținut. Cu prilejul împlinirii a 90 de decenii, vă urăm distinse domnule acasă, bucurii și vă rog să fiți atenți. Și noi, onorul. Din partea Academiei Române, Academiei Agricole, Academiei de Științe Agricole și Silvice, Nicolae Florea. Din partea Societății Naționale a României pentru Știința Solului, Radu Lăcătușu. Asta este ceea ce mi-a parvenit. Să-mi fiți sănătoși. Și în calitatea mea de președinte a Societății Naționale de Știința Solului, în primul rând să vă aduc mulțumiri pentru acea muncă enormă depusă alături de academicianul Dimo, de Igor Krupenikov, de Alexei Atamaniuc, de Petru Suvac, trecuți la Domnul, și încă mulți, mulți alții pentru Școala Națională Pedologică pe care ați creat-o, transmitând în cadrul practicilor de stagiu, în cadrul consultațiilor, lecturilor de moviste și așa mai departe,
experiența de care dispuneați și acel enorm și vast, acele enorme și vaste cunoștințe de care dispuneți. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că lăsați generațiilor care vin peste 600 de lucrări științifice publicate și vă asigur că ele vor servi încă mult timp pentru pregătirea specialiștilor în acest domeniu. Vreau să vă mulțumesc că 21 de ani ați păstrat integră Societatea Națională pentru Știința Solului și ați făcut tot posibilul în pofida tuturor dificultăților care erau să o, să o păstrați și să o transmitiți. Rămâne noi de acum să păstrăm ceea ce este. În calitatea mea de prieten, astăzi dimineață l-am sunat pe doamna Cancian și i-am mulțumit pentru faptul că m-a acceptat să fiu în numărul prietenilor domniei sale. Eu întotdeauna, doamna Cancian, revin la acele zile, cam cu așa timp ca și astăzi, din 91, când s-a înfiripat acel lăstar de prietenie între noi și care durează 28 de ani. De altfel, să vă spun așa, un mic secret, noi peste tot am fost în majoritatea cazurilor împreună la toate întrunirile științifice, în Ucraina, în România, oriunde, încât doamna Ludmila, Dumnezeu să o ierte, când plecam, pregătea pentru mine bucate aparte, dacă era cazul, pentru doamna Cancian aparte. Ea trecea doi bărbați la asta. În 97 eu trebuia să revin în Moldova să primesc a doua zi echipa și a rămas dumnealui la Iași, fără mine. Dimineața când ne-am întâlnit în vamă, îmi spune tu mai mult nu mă lești așa pe mine acolo. Care ai tu loc cu mine aici? Repet, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să mă folosesc de trei cărți care vă aparțin. În primul rând, Cartea Vieții. Pentru mine a fost și rămâneți un exemplu de om care a știut a aprecia viața și a aprecia totul ce v-a dat Domnul. Familie, fiică, ginere, nepot, prieteni. Este o carte mare pe care încă mult, mult timp am să i-am să-mi aduc aminte. A doua, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-am folosit de Cartea Înțelepciunii dumneavoastră. Orice lucru să fie făcut din inimă, din suflet, cu bună cunoștință. Și nu pur și simplu, dar făcut așa cum trebuie. Și cea de-a treia, Cartea Demnității. Cartea care spune în primul rând să te apreciezi pe tine însuți înainte de a aprecia pe alții și de nu a te încina oricui care nu merită acest lucru. Vă mulțumesc pentru toate acestea. Vă dea Dumnezeu încă mulți, mulți ani înainte. De altfel, la acest capitol vreau să spun un lucru. Să vă dea Dumnezeu aceeași longevitate a vieții pe care o are bunul dumneavoastră prieten, care știu că astăzi v-a sunat, Nicolae Florea. Să ne fiți sănătoși! Mai domnule Cărincean, numai două cuvinte. Insult pe dologie, iar și mai mulțumit pentru tot ce ați cercetat, ce ați scris și este. Pentru muzeu, nu în ultimul rând. M-au trimis pe mine în trapeză, așa cum toți cunosc povestirile dumneavoastră, când la Condrița, cu mănăstirea,
și multe, multe alte. Vă dorim multă sănătate. Și au rămas foarte puțin, doar numai 12 ani, ca să facem un jubileu, jubileu. Ca să-l ajungeți. Nu puteți să vă permiteți să mergeți pe linia vieții mai puțin, cel puțin decât profesorul Pupenicu. Un 12 ani și ne întâlnim la 100 de oleate. În primul rând, eu vreau să mulțumesc domnul academician Andrei Ursu pentru invitație la acest mare eveniment în viața științifică țării noastre și nu numai a țării. Și vreau să spun că toți care au vorbit până acum sunt cu specialitate aproape de domeniul dumnealui. Asta nu înseamnă că cei care au alte specialitate mult mai îndepărtate, cum ar fi, de exemplu, fizica, nu știu despre aceste realizări epocale pe care le are domnul academician Andrei Ursu. Și eu nu vreau să rețin aici atenția dumneavoastră, dar în fizică este așa noțiuni de simetrie care e fundamentală. Una din ele este simetria inversării timpului, reversării timpului, adică întoarcerii timpului în trecut. Cu așa ceva eu mă ocup și el este operator care inversează acest timp. Și noi, eu cadonez, domnul Grimitean, unul din acești operatori noi care a publicat într-o carte în Germania, că acest operator totdeauna se va întoarcă la amintiri cele mai plăcute din viață. Vă doresc mulți ani, sănătate și fericire. Vă mulțumim, domnul meu respondent. Mai dorești cineva să ia cuvântul? Da. Probabil că n-o să fiu corectă dacă n-o să vă felicit și eu din partea colectivului rezervației CODRI, când am să aduc un cuvânt de felicitare. Avem deosebită plăcere să fim alături de dumneavoastră în frumosul jubileu. Vă cunoaștem ca un mare savant și neobosit cercetător în domeniul pedologiei. Fiind o personalitate notorie, mereu dați dovadă de perseverență și fermitate, iar onestitatea este de invidiat pentru cei care vă cunosc și vă înconjoară. Îndeosebi studenții și specialiștii pregătiți să conducă dumneavoastră. Vă cunoaștem de aproape ca activând timp îndelungat în calitate de consultant științific în cercetare și studierea solurilor din rezervația CODRI și ca autor al monografiei Solurile rezervației CODRI. Servind drept exemplu al patimii pentru cercetare în științe, v-ați manifestat ca cel mai de valoare profesionist la pregătirea și prepararea monolitelor de soluri tipice instalate în Muzeul Rezervației. În această calitate ați participat la nenumărate sesiuni științifice, simpozioane, ați publicat lucrări de referință pentru colectivul nostru. Fie ca prietenii dumneavoastră să vă înconjoare întotdeauna, iar sănătate și bună dispoziție permanent să vi se înmulțească și vă așteptăm la 50 de ani a rezervației Codrii. Cine poate la microfon? Stimate domnule președinte, stimate omagiat Andrei Ursu, în primul rând vreau să vă mulțumesc de invitația care am primit-o la omagierea zilei de naștere și îmi permiteți ca din partea colectivului Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare să vă felicităm cu jubileul de 90 de ani și 70 de ani de activitate asiduă, zi de zi. Și vreau să menționez că ați făcut lucruri
foarte mari și prețioase, anume pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii, în deosebi a plantațiilor perene, cum ar fi livezele, vița de vie și alte culturi multianuare. Studiile care cercetările care le-ați efectuat slujesc la baza, sunt la temelia elaborării proiectelor. Microzonarea care s-a făcut-o a solurilor a stat la baza microzonării viței de vie. Și vreau să vă spun că ne mândrim cu activitatea dumneavoastră și am luat exemple de multe ori. La lecțiile dumneavoastră am participat și vreau să vă doresc din partea tuturor pomicultorilor, din partea tuturor viticultorilor, să vă dorim sănătate în continuare și să vă avem mulți ani înainte. Mulțumesc! Onorate domnule academician Andrei Urs, Institutul de Zoologie, voastră nu ca vecini, pentru că activam în același edificiu și pe același etaj, dar un timp îndelungat ați evaluat activitatea Institutului în calitate de președinte a Comisiei de Recepționare a Rapoartelor Anuale. Ați știut întotdeauna să evaluați rezultatele noastre și să le prezentați cu multă bunătate, înțelepciune și mult profesionalism în fața comunității științifice. Colectivul Institutului de Zoologie, cu prilejul acestei frumoase aniversări, vine cu cele mai sincere sentimente de considerație înaltă și profund respect pentru dumneavoastră și vă dorește din suflet sănătate, bucurii, fericire, ani mulți în continuare, pentru că nu arătați la vârsta care o împliniți astăzi, chiar mult mai tânăr, și de aceea noi suntem convinși că energia care este nesfârșită vă va permite ca să aveți noi idei științifice, să aveți putere să le realizați, pentru că perseverența, profesionalismul o să vă permită și să aveți aprecierea colegilor și întregii comunități științifice. La mulți, mulți ani! Și din partea Institutului o apreciere, așa, întâi florile, așa, și o diplomă de gratitudine. Și aici un calendar din partea Institutului. Toate zilele să fie frumoase. La mulțumim! Eu mai întâi dau cadou. Stimate domnule academician, stimată audiență, am aici un mesaj de felicitare și ca să fie mai rapid îi voi da citire. Ca de felicitare cu ocazia zilei de naștere, gloriosului jubileu de 90 de ani și a 70 de ani de activitate științifică și creativitate academică. Apreciem înalt calitățile dumneavoastră profesionale, domnule academician, activitățile științifico-didactice și manageriale, responsabilitatea vieții. Talentul și maestria scrisului profesional pedologic vă caracterizează, iar numele este de referință glorioasă în domeniul pedologiei autohtone.
Realizările științifice și meritele deosebite sunt recunoscute de parte de hotarele țării. Lucrările științifice fundamentale din domeniul științei solului sunt surse de inspirație, manuale de căpătâi pentru multe generații tinere din domeniul pedologiei, agriculturii și ecologiei. Simplitatea, profunditatea materialelor expuse vor servi și în continuare generațiile în creștere. Suntem onorați și nespus de bucuroși să vă urăm în această zi multă, multă sănătate, dorință de creativitate, noi performanțe și realizări frumoase în scriere, promovarea valorilor adevărate ale tendințelor de cercetare științifică din domeniul solului. La fel, vă dorim multe bucurii de la cei dragi sufletului și respectul oamenilor ce vă înconjoară. Cu deosebit respect, membrii Catedrei de Agroecologie, Facultatea Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Avem... Stimate domnule academician, în primul rând, doamna director Apolina Arăcu, își cere scuze că intră o comisie și nu poate, nu a putut personal să vie să vă felicite, oricum v-a rugat frumos să vă transmit un mesaj personal din partea ei. Institutul de Chimie vă știe de ani în șir ca un om de omenie, un om umanist. Pentru că tot timpul dumneavoastră ați promovat ideea umană, de a fi cinstit, de a promova ferește, să încerce cineva să introducă în știință artefacte. Eu, cu siguranță dumneavoastră ați fost acel filtru care n-ați dat voie în știința solurilor să pătrundă artefacte. De asta ne bucură și pe chimiști. Dumneavoastră ați fost coleg și prieten cu chimiștii, cu academicianul Vlad, cu academicianul Turtu, cu academicianul Gărbănău. Și eu am avut o fericire, fiind vicedirector, asistând la ședințele secției pe care dumneavoastră le cunosc, că vă cunosc. Sunteți contemporani cu noi. Noi am luat foarte mult de la dumneavoastră. Deci sunteți și un raționalizator, inventator. Pentru că pe parcursul acestor 70 de ani de activitate științifică, tot timpul v-ați trebuit să raționalizați și cercetările și știința solului și să inventați lucruri neștiute până la dumneavoastră. Sunteți și un savant. Pentru că pe parcursul acestor 70 de ani ați publicat mai mult de 660 de lucrări științifice, inclusiv monografii de certă valoare, care au o capacitate și o valoare mondială. Pentru că după Docuceaiev și după Docuceaiev, dumneavoastră ați fost, cred că, unul din cei care ați redat, ați descris solurile Moldovei. Și în sfârșit sunteți unificator. Pentru că ați vă străduit în toată viața dumneavoastră să unificați ideile, să unificați rezultatele, să le concentrați, să le faceți, să iasă niște rezultate foarte bune. Și în sfârșit, sunteți cu ursul. Deci asta mi-a venit acum, stând în sală, această descifrare a familiei ursul. Deci, umanist, raționalizator, savant și unificator. Noi, Institutul Chimiei vine și noi cu adrese, nu o să vă dăm citire, semnată de doamna director de cel ce vă vorbește și de academicianul Duca. Duca tot își cere scuze, vrut să vină și el personal să mă felicite, dar a intervenit la ministerul, știu, a fost chemat și nu a reușit. Oricum, noi vă mânăm această diplomă, vă dorim multă sănătate, succes în continuare,
și să fiți în continuare un demn, un om la care trebuie să ne uităm ca la ceva sfânt, ca un munte la care noi trebuie să ne gândim cum să ajungem. Să plecăm capul. Da. Vă felicităm. La mulți sau mai mari. Doamna, vice-director a Institutului Chimie, doamna Raisa Năstas. Eu, cu permisiunea dumneavoastră, stimați colegi, vineți, vă rog, pe o clipă încoace. Mult stimate, domnule președinte, domnule jubilear, stimați colegi. Fiecare an din viața noastră o constituie o adevărată carte cu 365 de file, scrise de tot de noi oamenii, cu destinile și rezultatele noastre, realizările noastre diferite. În fiecare zi, cu ocazia sărbătorilor de naștere, ne totalizăm totul ce adunăm într-un an și ne punem mari speranță pentru alt an. Probabil că fiecare dintre noi vine pe acest pământ la timpul și la momentul potrivit. De atâta și domnul academician Andrei Ursu a venit la noi pe lume, pe acest spațiu mioritic, la timpul și la momentul potrivit și iată că domnul i-a încredințat una din cele mai mari probleme, să se aibă grijă de cele mai fertile soluri din lume, în vederea asigurării unei stabilități durabile pentru generațiile următoare. Noi ne mândrim cu domnul nostru academician Andrei Ursu, fiindcă dumnealui îi aparțin ineditele noile clasificări a tipurilor de, și subtipurilor de sol, dumnealui îi aparțin ultimele rectificări în veleșul pedologic, acele rectificări primite în teren nemijlocit, ne mândrim cu faptul că sub conducerea domniei sale a fost elaborată harta digitală, harta solurilor, ne mândrim cu faptul că astăzi efectuăm cercetări în evidențierea variabilității solurilor la nivel de polipidon, că așa și este necesar astăzi în contextul modificărilor accelerate de mediu. Și cu permisiunea dumneavoastră, noi astăzi, domnule academician Andrei Ursu, ne închinăm memoriei părinților dumneavoastră pentru faptul că v-au adus pe lume un om onest, modest, cu un potențial foarte înalt de cercetare, cu un umor foarte rafinat, cu un talent de a atrage și de a iubi viața și oamenii pentru aceasta adânci plecăciuni. Vă mulțumim mult, stimate domnule academician, că sunteți alături de noi, vă petreceți viața. Oameni cum se cade pe acest pământ și realizându-vă toate cele ce vi le-ați propus cu un alt grad de profesionalism și abnegație, noi pentru toate acestea vă spunem un mulțumesc mare. Dacă să ne exprimăm gratitudinea și respectul față de dumneavoastră, deci aveți în dar o culegere de articole cu dedicație. Asta este puținul din ceea ce am putut noi astăzi să vă aducem aici, dar cu toată inima și căldura vă dorim ca să aveți parte de dragostea celor apropiați, să aveți parte de fidelitatea și înțelegerea colegilor, să aveți parte de recunoștința statului, printre altele, noi am trimis dosar la președinție, nu știu cum o să se realizeze, dar dorim împreună și cu Academia și cu Ministerul Educației să fiți onorați cu cea mai înaltă distincție, fiindcă dumneavoastră contribuiți și astăzi la prosperarea binelui pe pământ, la prosperarea științei. Vă iubim, să trăiți
mulți, mulți ani printre noi, mulți stimate colega, mulți stimate domnule academician. Cu toată gratitudinea și respectul față de dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc și urmează raportul. Noi o să fim foarte subțin, pur și simplu. Prima parte a doua, deci, în raport de doamna directă, membru corespondent, Marin Mel. Stimați colegi, mulți stimate domnule academician, deci așa a fost, nu văd F5, dar noi nu mai văd nimic, avem. Cum se schimbă? Aha. Se vede bine, se vede. Gata, gata. Deci noi anul acesta am avut 3 evenimente și m-am gândit că de datoria mea, fiind un mesager între, să spunem așa, generația mai experimentată și generația mai tânără, anul acesta ne-am propus să elaborez 3 indici climatici, 2 țin de evidențierea variabilității climatice și, de fapt, sunt cu dedicație regretaților trecuți în neființă. Cel de-al treilea indice climatic este cu dedicație domnului academician Andrei Ursu, cu motivație, mulți stimate, domnule academician, fiindcă avem de lucru foarte mulți ani înainte. Dat fiind faptul că precipitațiile reprezintă un element foarte important, cu păreri de rău, în declanșarea proceselor erozionale, prin energia de desprindere a particulilor de la suprafața solului, dat fiind faptul că în contextul modificărilor climatice avem fluctuații foarte frecvente ale perioadelor reci cu calde și uscate cu umide și dat fiind faptul că acestea contribuie la mari pagube materiale, chiar și victime omenești și nu numai, am considerat că această temă ar fi binevenită de a fi discutată astăzi. Vrem să aducem aminte că variabilitatea climatică reprezintă nu altceva decât fluctuațiile sau abaterea de la norma climatică a parametrelor ce caracterizează clima unei regiuni, iar schimbările climatice reprezintă nu altceva decât direcția, fie ea progresivă sau regresivă, de lungă durată, cel mai bine ar fi dacă ar fi mai mult de un secol și mai mult, care de obicei este determinată de factorii naturali și antropici de risc. Este necesar să cunoaștem lucrul ăsta, fiindcă trăim într-o perioadă cu modificări climatice pronunțate, fiindcă toată lumea realizează asemenea cercetări și noi, inclusiv și noi la nivel regional. Este dictat faptul ăsta că extremele termice și cele pluviometrice devin din ce în ce mai frecvente, la fel de diferit sens, după cum am spus, iată aici avem deja în 2012, am atins niște valori care practic nu sunt caracteristice climii Republicii Moldova. Hidrografic care ar fi repartiția indicilor ce caracterizează variabilitatea termică și vreau să vă spun că acești indici au fost deja prezentați la simpozioanele internaționale și așteptăm un articol cu factor de impact care va vedea lumina zilei în viitoarele luni. Pe lângă indicii ce termice, mă apropii de doi indicatori. Unul este bine cunoscut, indicele agresivității pluviale după Fournier. Acest indice a fost elaborat în 29,
Noi ne-am propus, dat fiind faptul că el servește ca cu raportul dintre precipitațiile maxime din cea mai ploioasă lună anului la pătrat, raportată către cantitatea anuală a precipitațiilor atmosferice, noi ne propunem o nouă viziune cu înaintarea așa numitului indice a periculozității exceselor pluviometrice, care reprezintă cu raportul dintre cantitatea precipitațiilor atmosferice în ani concreți, raportată către cea maximă înregistrată vine să ne spună faptul că în se observă topul anilor cu valori semnificative ale indicelui Fournier, deci care reflectă agresivitatea pluvială sau gradul de erozivitate a solului și a indicelui exceselor pluviometrice, observăm că practic coincid necătând la faptul că identificarea poate valorică să difere. Observăm că în sudul țării o frecvență mai mare cu grad sever de manifestare se manifestă și într-adevăr lucrul ăsta se observă, fiindcă teritoriul din sudul țării este supus mai mult năvălirii, dacă putem așa să ne exprimăm, a ciclonilor mediteraneni retrogradați, unde mult stimate domnule academician, aici avem de lucru împreună cu echipa dumneavoastră pentru a multiplica cercetările care țin pe de o parte de utilizarea indicilor climatici și care este comportamentul solului sau care ar fi consecințe învelișului pedologic. În acest context, vă urez multă sănătate și nu gândiți că noi o să vă lăsăm în pace, nu o să aveți liniștea aceasta, fiindcă dorim să realizăm lucruri interesante în contextul dat. Vă mulțumesc mult! Eu nu văd, îmi cer scuze, dar să discutăm. Da, a dispărut cursorul și nu reacționează nici la el. Cerem scuze de deficiență. Cursorul nu. Este cunoscut faptul că Republica Moldova a fost supusă impactului de și putem menționa că acest accident a fost la
proaste, inclusiv și a Republicii, și fondul radiologic pe parcursul lunii mai în anul 1986 a variat de la 60 până la 430 de microrentgeni. În acea lună, în primele zile, era la nivelul de 1000 de microrentgeni pe oră, când în ziua de astăzi este în limite de la 8 până la 20 de microrentgeni în Republică. Lucrarea în scop de a evalua nivelul fondului radiologic gamma în zonele intens poluate de pe teritoriul Republicii Moldova. Obiectele de studiu au fost raioanele Soroca, Drochia și Călăraș. Materialele, data vieții, imaginea hărții Europei de astăzi, în care se văd consecințele și distribuirea pe tot arealul. Ca materiale au fost utilizate hărțile digitale obținute de la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale pentru anii 91-92. Noi am digitalizat aceste hărți. A fost făcută o analiză care ne denotă că 61% constituia suprafața terenului cu niveluri de doză de 20-25 de microrentgeni pe oră. Referitor la conținutul radionucleidului antropogen, cel mai biologic semnificativ, care influențează negativ asupra sănătății oamenilor, cel 137, după cum se poate vedea în regiunea Sorocului, un punct roșu așa la nivel local, precum și mai jos cursorul, nu se vede, în regiunea nord-centru și zona Răunului Călăraș. Caracteristica teren cu nivel de poluare mai mic de 0,1 curie pe kilometru pătrat constituie 66,3%. Dozele cu suprafețele cu cea mai înaltă poluare mai mare de 1 curie pe kilometru pătrat constituie 0,015%. A fost creată baza de date care conține debitul dozei de radiație gamma externe 909 reale, densitatea ceziului 984 de reale. Aici aveți Raionul Soroca, nu să ne oprim, repartizarea ceziului pe teritoriul Raionului Soroca. În cadrul expedițiilor de teren au fost efectuate măsurări a nivelului fondului, câte 20 de măsurări. Asta e situația reală la nivelul anului 2013, care au fost ultimele cercetări efectuate de noi la privind consecințele accidentului Cernobâl. De remarcat că în zona localităților Livez și Valea, debitele de doză gamma au depășit 25 microrentgeni pe oră, ajungând până la 31 microrentgeni pe oră față de 35 care au fost în 1991. Normele naționale actuale consideră inofensive până la 25. Inventarul de cei 137, tot în aceste localități, concentrații maxime constituie până la 363 de becquerel pe kilogram. Puteți vedea distribuirea aceziului în ecosistemele naturale, graficul de sus, și în ecosistemele agricole. După cum putem observa, află cea mai înaltă cantitate a aceziului 137. În desenul de jos aveți distribuirea aceziului în stratul 0,30 cm în terenul arabil. Cercetări similare au fost efectuate și în raionul Drochia. Nivelul fondului radiologic a variat în limitele 19,5 și 23,5 microrentgeni pe oră. Concentrația ceziului, același fenomen a fost observat că în ecosistemele naturale, în stratul 0,10, concentrația cea mai mare a fost depistată pe imașul satului, constituind 194 becquerel pe kilogram, cu scădere până la 54 în stratul 20-30. Aveți partea grafică, unde putem vedea o scădere în profunzime de la 0 până la 30 de centimetri și în ecosistemele agricole jos, în stratul 0,30 până la 50 de becquerel pe kilogram.
Cercetările din raionul Călăraș, zona poluată se află în jurul satului Sadova, ne-a reflectat în următoarele valori. Nivelul fondului constituind de la 14,5 până la 19,8, au reflectat la general caracterul poluării măsurate în 1991 de către agenția. A solului a relevat concentrații sporite de dioxid de 137 și o scădere odată cu adâncimea. Aveți fenomenul grafic. În concluzii, nu o să le dau citire, aș vrea să felicit domnul academician Andrei Ursu, să-i doresc multă, multă sănătate și să-și păstreze simțul umorului. Îmi amintesc data trecută în sala aceasta, când președintele Parlamentului Marian Lupu l-a felicitat domnul academician cu o diplomă de onoare, la care domnul academician a primit distincția, i-a mulțumit mult, s-a apropiat de microfon și a spus că știți că e normal ca Lupu să felicite Ursul. Mulțumesc mult! Stimați colegi, noi vrem să prezentăm atenția dumneavoastră următoarea lucrare care se numește valoarea procesului natural. Peste fața hadelor de seredi, cariere, calcară, auzine la Farșe, Mie, Moldova. Eu să menționez că laboratorul nostru eco-urbanistică, la rând cu cercetările care se efectuează privind impactul activităților antropice în cadrul ecosistemului urban, noi am proces la cercetările privind studiul a unui impact foarte mare, adică impactul care se realizează în cariera de calcară. Aici sunt prezentate, adică, niște poze a carierei de calcar, unde noi am făcut cercetările. Scopul prezentei lucrării constă în studiu procesul natural de restabilire a ecosistemului petrofit pe suprafața cadrelor de steril din cariera de calcar. Obiectivul, eu n-am să mă opresc aici, sunt mai multe. Da, aici este cariera de calcar, la care unde nu mă opresc, adică avem mai multe calde, avem alga de, dar nu se vede asta, alga de 25 de ani, 20, 10, 5 de 0 ani. Și rezultatele, adică în rezultat cercetărilor s-au făcut, cercetările s-au efectuat privind etapele de extragere a calcarului, mai departe etapele de restabilire a ecosistemului petrofit, caldele de steril, caracterizarea haldelor de steril de 25 de ani, de 20 de ani, 10 ani, 5 ani și 0 ani, privind starea biodiversității pe aceste calde și procesul de transformare a acestor de transformare a acestor calde și formare a stratului de sol pe suprafața acestora de diferită vârstă, adică la toate aceste calde. Aici avem șir cronologic studiat pe teritoriu, da. Aici avem am de rezultatele obținute și în rezultat cercetărilor care s-au efectuat în cadrul acestei cercetări. Noi am avut un lot special unde am sădit circa 770 de pomi și aici avem rezultatele, adică prima, asta este dinamica creșterii înălțimea speciilor experimentale. A doua, avem dinamica creșterii în diametru a speciilor experimentale din cariera la farșiment.
aici este prezentată, adică analiza bioecologică a florii vasculare din cariera la farciment din rezina. Avem dinamica spectrului floristic din cariera la farciment. Aici avem cercetările privind dependența conținutului de humus de vârsta caldei, dependența conținutului nutrientelor în cazul dat pădurilor de vârsta caldei, dependența conținutului azotului total de vârsta caldei, conținutul componentelor chimice în fază de diverse perioade și dependențele conținutului nutrienților de vârsta caldelor. Și în sfârșit, adică aici noi avem, inițial este terenul, am înghere calda de steril proaspătă, calda de steril nu a fost pregătit pentru sădirea pomelor, aici rezultatele după sădirea pomelor, primele rezultate, rezultatele care s-au obținut după sădirea pomelor și rezultatele finale care s-au obținut, adică am obținut un sector de pădure frumos pe calda de steril proaspătă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vedeți, vă rog. Colegii noștri, chimii și așa care sunt vecini. Da. Dumneavoastră, colegii mei, știu cu noi cu cine ocupăm. Noi ne ocupăm cu arele naturale protejate. În discursul meu vreau să vorbesc, să trag atenția la conținutul metalelor grele în sol în funcție de modul de utilizare. Atât sol agricol, cât și sol arabil. Și foarte acelor livezi, cum se numeau el, intercolhozice, sau cum se numeau livezi, cele intensive. Intensive, deci în satul meu natal, satul Varatic, raionul Rășcani, a fost o asemenea livadă cu peste 2000 de hectare de pomi fructiferi, în special mai mult măr și prune. Și o să vedeți în discursul meu că după ce au fost defrișate aceste câmpuri care erau acoperite sau cu plantații multianuale de pomi, abia peste 15 ani conținutul metalelor grele s-au diminuat în aceste soluri. Astfel, vreau să vă atrag atenția dumneavoastră și consecințele cei ce am avut noi. Se foloseau mii de tone de pesticide, domnul academician Lupașcu, că dumneavoastră tot v-ați ocupat cu această problemă. Deci, aici vedeți care era situația după să zicem, distrugerea Uniunii Sovietice. Aceste depozite, prin proiectele internaționale, au fost reambalate. Care este situația în teren ca atare? Dar, aici nu se vede, nu știu de ce, a rămas. Care sunt consecințele? Noi acum în țară avem peste 1500 de site-uri contaminate cu pesticide, cu popsuri și cu inclusiv metale grele, dintre care, de aici vedeți care sunt aceste terenuri, cum arată el, așa? 76 din aceste 1500 sunt cu gradul de pericol 1. Înseamnă că trebuie să luăm măsuri urgente pentru a decontamina aceste terenuri. Aceste terenuri, în special, aveau cam 2-3 hectare. Și înmulțit la 1500 de aceste site-uri, aceste probleme mai persiste, trebuie să lucrăm împreună și cu chimiștii și cu botaniștii pentru a fi recultivate și rectificate aceste terenuri. Aici o să mă opresc pe scurt, deci
determinând conținutul metalului, dar cupru are probleme și la momentul actual, deci pe teritoriul fostului depozit de chimicale și postul, punct de pregătire, avem aproape 500 de miligrame de cupru la kilogram, care s-a depozitat în special în sedimentele care se spălau de pe acest teritoriu. Vedeți aici distribuirea cuprului în stratul arabil a ajuns până la 60-70 de centimetri, care persistă în sol, care mai au impact masiv asupra și comparând cu metalele gri, conținutul metalei în solurile arilor protejate, aici situația este puțin mai mică, dar totuși cupru, cantitățile cele mari de cupru care noi le-am folosit mai persistă și astăzi. Și domnule academician, din numele naturale și antropizate, iubesc multe lucruri noi, nu numai eu, dar și colectivul în întregime, cel mai mult ne-am învățat cum să ne prezentăm, cum să prezentăm deci rezultatele care le-am obținut. Vă dorim sănătate și cât mai mult să fiți și plăcerea să activăm două proiecte fundamentale împreună cu laboratorul de pedologie. O să prezint un rezultat care noi l-am obținut împreună, inclusiv și cu colegii din laboratorul de pedologie, de asemenea și laboratorul de pedologie. Deci, o problemă cu care noi ne preocupăm este ridicarea gradului de stabilitate ecologică a peisajelor. Și pe lângă păduri care cunoaștem au posibilități limitate de extindere, deci noi ne-am reorientat și pe extinderea pășunilor, care după valoarea ecologică se află pe locul 2. Deci acesta este un exemplu, un studiu de caz pe podișul Codrilor. Avem harta utilizării. S-a utilizat o tehnică care în primul rând pune accent pe subtipurile de sol, compoziția mecanică, și condițiile geomorfologice și climatice. Deci schema metodologică, s-a vorbit despre acea hartă a solurilor care a fost elaborată inclusiv sub conducerea domnului academician. Aici avem o secvență cu subtipurile de sol în cadrul podișului Codri, scara la 200.000. De asemenea, ne-a ajutat foarte mult acel sistem de clasificare a solurilor pe care l-a elaborat domnul academician pentru a argumenta pretabilitatea la diferite subtipuri de sol pentru extinderea peisajelor pastorale, adică a pășunilor. Deci aici avem secvență din acest sistem de clasificare, subtipul, aprecierea în punctaj și o explicație pe care noi am dat-o în baza inclusiv a studiilor domnului academician și a experiențelor internaționale. Aici avem rezultat. Factorul observăm că pretabile pentru extindere avem aproximativ 56% din cadrul podișului. Deci, respectiv, am identificat aceste areale critice care au existat și observăm că toate aceste areale se înscriu perfect în extinderea acestor categorii de peisaje. Deci, vă mulțumesc frumos și, domnul academician, vă mulțumim mult pentru rezultate pe care noi le utilizăm
în prezent cu ajutorul schemelor informaționale geografice. Stimate domnule academician, asta colegul Oloviercenco Aurel. Stimați colegi, ne cunoaștem de o viață, de 26 de ani, muncim cot la cot. Și am vrut să aduc ceva la completarea imaginii academicianului, cum s-a vorbit foarte mult. Cunoștințe științifice, om de știință, o personalitate, este greu de caracterizat această personalitate într-un discurs foarte scurt și chiar într-un discurs foarte lung. Domnul academician este cunoscut prin lucrările sale științifice, este cunoscut ca o personalitate, nu numai în domeniul științei, dar și în relațiile omenești. Eu o să aduc aici ceva imagini din viața unui adevărat cercetător, unui adevărat om de știință, cum este domnul academician Andrei Ursu. Domnul academician a fost de fiecare dată un generator de idei și concepte foarte prețioase pentru a fi dezvoltate și apoi elaborate diferite lucrări științifice, evaluare inclusiv locale, regionale, aplicative. Dumnealui are capacitate de cercetător, nu numai cercetător teoretic, dar și este un practician foarte și foarte iscusit. Fiind el autorul clasificării solurilor Republicii Moldova, clasificării contemporane, domnul academician, ca nici altul savant, a cercetat personal fiecare unitate pedologică din această listă de clasificare. Aici vedeți și acei cercetări și este până ziua de astăzi un locomotiv a cercetărilor laboratorului de ecopedologie și geomorfologie. Aici este o imagine din studierea solurilor cernozemului din zona centrală a Republicii, din zona, din schepa Bălților. Chiar și în aceste condiții, noi ne inspiram de atitudinea față de cercetare, diferite momente interesante din viața științifică în practică. Dumnealui a fost de fiecare dată profesor de teren foarte și foarte sincer și foarte multe lucruri cine a lucrat cu această personalitate a învățat, a însușit și le transmite și altor. Aceasta este imagine studierea solurilor aluviale din sudul Republicii Moldova, din pădurile regiunii din nord. Dumnealui în rezervația Plaiul Fagului și alte, multe alte. Ca un exemplu real, adevărat, a unei persoane nu numai devotată științei, dar și practice, aplicări în practică a cercetărilor, este această imagine din anul 2003, când împreună, în echipă, împreună cu domnul academician, am implementat disini stătător cu forțe foarte mici și modeste un sistem de ameliorare, de recultivare a unei râpi, a unei degradări de teren pe care în 13 personal este șpalerele așadă. Că personal peste 13 ani când am venit la acest loc am găsit o râpă deja recultivată și stopată. Deci chiar și acest semn, acest monument a rămas în natură datorită muncii depuse inclusiv și în teren personal de domnul academician, nicătând la în rând cu cei ingineri sau cu cei lucrători care au lăsat.
la academician cursul. Aici, mai jos, am avut mai multe diferite momente din practică, din viață de știință în teren, dar vreau să vă aduc și un mic exemplu de o cercetare, de o descoperire cu adevărat în ultimele ani, care împreună cu domnul academician Ursu a fost făcută în zona Nistrului de jos. Această imagine ne demonstrează cum cu domnul academician împreună am descoperit un sol necunoscut până în prezent și nu este inclus în lista solurilor Republicii Moldova, așa numită sol turbă cu un areal foarte și foarte restrâns, îngust, dar este în premieră descris, în premieră descoperit și caracterizat și publicat. Iată așa arată un profil unui sol unical în Republica Moldova, într-o singură zonă restrânsă, care urmează să fie și declarată sau înaintată pentru a rezerva, pentru condiții de rezervație. Totodată menționez și dragostea acestei persoane față de natură, dragostea față de peisajele și zona rurală. Aici sunt imagini care ne demonstrează pasiune de tot ce este frumos, natural, în țara noastră. Totodată este foarte îngrijorat de toate procesele negative care se petrec în condițiile agriculturii inadecvate sau incorrecte, inclusiv spălare sau erodarea învălișului de sol pe pante care se prelucrează în mod negospodăresc. Toate cunoștințele, desigur, este un orator destul de iscusit și bun, care ne demonstrează de fiecare dată capacitatea de a menține interesul publicului. Inclusiv și pentru cei factori de decizie care cu interes de fiecare dată consideră opinia acestei persoane ca una de valoare. Totodată și eu nu putem să nu caracterizăm această personalitate și cu capacitatea de umor și glumă. Dumneavoastră, față când auzim acestea discursuri sau cuplete și pamflete a renumitor satirici sau poeți a României, cum sunt Tănase și alții, deci la orice discurs, la orice întâlnire sau o manifestație, domnul academician știe locul și știe motivul și cunoaște deci acestea epigrame sau pamflete care de fiecare dată ne aduc și o bucurie, ne aduc și o dispoziție mai ridicată. Stimate domnul academician, sperăm și tare dorim și înainte, mulți ani înainte, să ne spuneți acestea leafa sau ce-ar fi făcut eu asta și multe altele la aceste marile poeți. Să fiți sănătos și mulți ani înainte. Bravo, bravo, bravo. Андрей Петрович, при начале кошек мы требуется прям пит на мути тип реали солор горгу. Символ уроди дети. Браво! Folosind data sau evenimentul despre bogăția principală naturală de care se spune, despre alte multe lucruri și
Bineînțeles că în adresa mea a fost spus foarte... Eu înțeleg că în asemenea cazuri, vreau să fie oarecare exagerare, eu nu înțeleg foarte bine, dar vreau să vă spun că pe parcurs am făcut tot ce era posibil și m-a străluit să fac până la sfârșit, ca să fiu și alții, dar să fiu și eu mulțumit de ceea ce am făcut. Și dacă e ceva nu-i dus la sfârșit, întotdeauna eram indispus și n-avem nicio plăcere, nicio satisfacție. S-a spus astăzi despre istorie, despre asta, dar câteva momente. Biologia e o știință tânără. Noi știm data apariției acestei științe. Asta e 1883. A știm motivul și cum a fost acest domeniu argumentat și de ce. Asta a fost făcut de savantul rus, filolog, Ducuceaia, care studiind genotipul rusesc, a ajuns la concluzia că asta nu e un strat superficial a rocii geologice, dar că asta este un obiect natural specific, care are structura lui, care are componența lui, care are o serie de proprietăți. Filologii au dovedit cu solul în biosferă are o sumedenie de emisiuni speciale care nu sunt definite de alte obiecte de natură. Din păcate, societatea românească, acum majoritatea societății, consideră că solul este un obiect al agriculturii, se vede prin acest scop este studiat, cercetat și apreciat și așa mai departe. Uităm parcă că agricultura a apărut ca o ocupație a minerii la câteva mii de ani, dacă nu. Nu mai mult. De când natura există miliarde de ani. Și dacă natura lanșatului care au fost care evaluat, că au să schimba, niciodată plantele nu cresc pe sol. Cred că asta e recunoscut. Și deci, solul fiind un spațiu, un obiect în care care asigură existența plantelor, ca să zic eu, și-o misiune asta și-o efectuat în decurs de miliarde de ani. Iar misiunea care astăzi este considerată și apreciată, misiunea de mijloc de producție în agricultură, în această misiune el este cercetat, nu cercetat, dar apreciat de majoritatea populației, de când se uită că solul este al treilea mediu vital, de rând cu mediul acvatic și terestru aerian, prin care populația lui, pe dubionții, că solul este producătorul dioxidului de carbon în acele momente, în acele stadii de dezvoltare a platelor, atunci când este necesară acest dioxid de carbon, care acum este consider că se acumulează mult în sol. Solul este un regn al naturii, al patrulea regn. Este regnul mineral, animal și vegetal și este regnul pedologic. Eu nu sunt cumpăr celălalt. Are multe alte misiuni în natură și, de fapt, când solul este valorificat și folosit în agricultură, misiunile naturale ale solului se pierd, în sol dispare, se produce depumificare, destructurare, tațare
și multe alte proprietăți negative care diminuează proprietatea principală a solului de a asigura plantele cu ceea ce e necesar. Ceea ce primul constituitor care un venit de sol specific. Nu există țară în lume în componența solului cărora peste 3x3 îl ocupă cerul în zon, care obiceiul a numit țara solului, care este un sol cu cele mai favorabile proprietăți pentru anumite, pentru plantele agricole. Dar acest cel mai zon, care e răspândit pe teritoriul mondial, mai există încă o caracteristică. Pe tot fondul funciar a țării, e amplasat pe parte cu o grenație peste 2 grade. Și peste 80% din teritoriul în Republicii este valorificat, pentru că solurile sunt transformate. Iată, în acest privind, țara noastră se deosebește din multe alte țări. Și încă, prin întâlnire, multe hectare, ca în Ucraina de Sud sau în alte. La noi, arealele celor drumuri sunt mici și ele se alternează cu alte tipuri de sol intrazonale, care prezintă în genere un covor foarte pestrit al solului și care cere pentru a fi valorificat, folosit eficient, este necesară o foarte bună cunoaștere a geografiei solului, a răspândirilor teritoriale, a proprietăților, a proceselor care se produc în sol, proceselor negative și multe, multe alte care altfel, de exemplu, aceleași culturi de toate solurile, aceleași tehnologii din diferite soluri, asta duc la aceea că noi folosim solul neeficient. Iată din aceste motive, vișicul Ducuceară, Nicolae Dimon, născut în Orhid, a plecat în Noua Alexandria, atunci Polonia, dar componența Rusiei, a studiat acolo și a devenit pe loc și după război, de acum fiind o personalitate în fosta Uniune, în loc cu renume, s-a întors și aici a dovedit guvernul, a dovedit conducerii pentru a folosi condițiile naturale ale Republicii. Este necesară studierea multilaterală a solului. Vreau să aduc un singur fapt că la prima sesiune de miști a țării spunea partidul a hotărât și de acum s-a realizat. Am să văd atâtea zeci de mii de români, atâtea zeci de mii de bac, și sunt bacul până la sus, până la cine știe. Iată, atitudinea față de acest cel ce încetut cu Dimo a argumentat că și statul organizării cu cadrul filialului a Institutului de Pedologie, directorul care a fost aici și am avut fericire tot sub influența lui Nicolae Dimo, la care am învățat, până m-am învățat cu dezinții de curte de 6 ani, și să fie organizat în curte de să fie organizat în cercetare multilaterală a solului, să fie studiat procesele inclusiv negative, eroziune, salinizare și așa mai departe, și datorită activității a unui mare colectiv de pedologi care pregătirea profesională a cărora a fost organizată la Universitatea de Stat, către anii 80 al secolului trecut, în grijul de sol a Moldovei a fost foarte minuțios, cartografiat în diferite scări, cercetat în
diferite aspecte, publicate în multe manuale, lucrări și așa mai departe. Și aceste rezultate ale acestor cercetări se aplicau, poate nu în toate procente, dar în mare măsură încercă să se aplice în practică și în Moldova devenise multe pentru că lucruri trebuiau corectate, multe nu erau făcute corect, dar devenise și presiul la toți cercetați. Și iată, având în vedere aceste realizări, eu, bineînțeles, sunt foarte mulțumit colectivului din Institutul de Pedologie, unde am activat 33 de ani. În cadrul Academiei, tot să la colegii mei, în cum continuăm studierea acestor. Ar fi cazul să fiu mulțumit la vârsta noastră de realizările și vreau să fiu de asta făcut lucruri bun și sunt folosit. Iată, acest moment, ultimul, că sunt folosit, din păcate, nu pot să consider, nu pot să consider. Dacă la momentul ăsta sunt nevoit să spun, să declar și stilul ăsta și conducerea pe creștin, permite și visul acum să găsesc într-o stare destul de îngrijorătoare, pe toată suprafața fiind supusă eroziunii, nu se efectuează nici o măsură antiluzională. Folosirea veriștului de sol poate fi eficientă numai pe baza organizării antiluzionale a terenului agricole, ceea ce au fost în cadrul gospodărilor colective, dar s-au destrămat în decursul privatizării pământului. Acum, ne gândim la insistența noastră prin an în an. Iată, apele Moldovei, avem probleme poate, dar este apele Moldovei din această agenție care totuși gestionează problemele. Avem puține păduri, dar avem mulțime care totuși gestionează puțin mai țintă în acestea. Avem un subsol foarte sărat, dar cuvântat de calca de ăsta, dar avem agenția asta. Solul nu are așa condus. Era considerat pe cadastru Ministerul Agriculturii, Ministerul Ecologiei, erau și să aibă grijă de sol și să folosească însă. Toate acum organizațiile astea sunt înlăbunite împreună cu Ministerul Agriculturii, solul n-are stăpân, nu există un program la nivelul statului de a utiliza acest lucru, de a proteja îngerișul de sol. La universitate de stat nu se mai pregătesc cadrele de pedagogie, acum chiar dacă s-a început ceva cercetare, nu sunt cadre. Și cu toate că noi, iată, societatea pedagogilor și pe fiecare țară, clasificarea solului și mai departe, nu este discutată și adoptată de o organizație de stat, dar este societatea națională a pedologilor și este la nivel mondial Uniunea Societăților acestea. Și eu vreau să spun că, de pe tânga atitudinii de rasă noastră din Rusia, Ucraina și alte țări, vreau să mă laud că 2000 de pedologi din Rusia, un anumit, m-au ales membru de onoare, ceea ce un mirat în foarte. Și, bineînțeles, și în România, și în Ucraina, și în ultima, până și Azerbaidjan. Asta, relațiile, după termen, să ne comparăm ce se face într-o țară, în alta,
Și acum, dacă la, la vârsta asta de acum, sunt nevoit să mă plâng de aceste atitudini neadecvate a statului, a societății față de acest obiect. Din faptul că realizările noastre nu sunt implementate și perspectiva utilizării solului mai departe este foarte îngrijorătoare. Vă scuzați cu termen cu acest negativ, dar am vrut să vă duc la cunoștință, fiindcă nu mai pot, nu cred că trebuie de făcut asemenea. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru apreciere care au fost aici și vă mulțumesc și pentru răbdare ca să văd până la sfârșit. Vă mulțumesc! Thank you.